Ședința festivă a Consiliului Județean Gorj a debutat astăzi cu câteva colinde interpretate de artiștii Doinei Gorjului, care au introdus aleșii în atmosfera de sărbătoare. Ușor mânat de noi! Ia mai mânat, băi, frătăi! Apoi, în cadrul ședinței Consiliului Județean Gorj, 22 de sportivi cu rezultate deosebite au fost recompensați cu diplome și premii în bani de conducere a acestui for. Sportivii au înregistrat de altfel performanțe și au participat la mai multe competiții naționale și internaționale. Premiați au fost astfel sportivii de la CS Pandurii Târgu Jiu, care au reușit să obțină diferite medalii naționale și internaționale la atletism, box și lupte, dar și tânăra gimnastă Denisa Golgotă, posesoarea unei medalii de argint și a uneia de aur. Ne bucurăm foarte mult că în sfârșit adunăm roadele muncii noastre pe care am depus efort anul ăsta și să facem și să reușim să facem ceva. Mă simt foarte bine, adică după un an de muncă foarte greu, să ni se aprecieze și nouă munca. Îmi doresc din nou medalii la campionatul european de juniori mari acum și cât mai multe medalii. De altfel, suma de 1.000 de lei a ajuns și la cei cu un astfel de palmares la campionate europene, campionii naționali cu 600 de lei, iar cei care au obținut medalii la campionatele naționale cu 300 de lei. Sportivii au fost nominalizați în plen de către Mihai Prunariu, președintele clubului sportiv Pandurii Târgu Jiu, iar premiile au fost oferite fiecăruia de către Cosmin Popescu, președintele Consiliului Județean Gorj. E un lucru extrem de bun pentru sportiv, pentru club. Vreau să spun că anul ăsta am reușit și noi, clubul Pandurii, să ne primim toți sportivii. Ședința de Consiliu Județean a continuat cu proiectele de pe ordinea de zi.